ne presează permanent, să nu vă fie cubanați și de mass media care permanent ne face cu ou și oțet și nu întotdeauna justificat, deoarece în justiție sunt destul de mulți oameni corecți, modești, care își fac lucrul cum trebuie. Eu în viața mea trăiesc un principiu. Ce nu-mi place mie să nu fac la alți oameni. Și mie nu mi-ar plăcea, dacă aș fi o parte litigantă într-un proces, să fie influențat judecătorul de cealaltă parte. Eu vreau să fiu corectă și vreau să dorm liniștită noaptea. E un lucru complicat, e un lucru cu oamenii, cu nenorociri, cu tragedii omenești, dacă vreți. Și e un lucru extrem de complicat, care trebuie să-l treci prin suflet, prin inimă, ca să ieși la un rezultat, nu pot spun că pozitiv sau negativ, deoarece avem două părți în proces, dar un rezultat să fie emis o hotărâre legală. Nina Rusu a intrat pentru prima dată în judecătorie acum 40 de ani, fiind angajată în funcție de traducătoare. A învățat și a avansat, iar în ultimii 20 de ani lucrează în calitate de judecătoare. Această meserie îi ocupă tot timpul. Ziua de muncă a judecătoarei Nina Rusu începe câteodată și la 5 dimineața. Câteodată chiar nu dorm și mă gândesc la cazurile care le am în examinarea a doua zi. Și cred că asta e soarta la toți judecătorii, pentru că noi toți retrăim, știm ce cazuri avem în examinare, știm că avem de furcă cu soarta oamenilor și de aceea e destul de complicat să dormi liniștit. În mediu, pe zi, judecătoarea examinează câte 8-9 dosare și câteodată fără pauză de masă. Volumul mare de lucru din instanță nu ar trebui să influențeze actul justiției, consideră judecătoarea, dar nici să fie un motiv de tergiversare a examinării dosarului. Am o atitudine critică față de volumul excesiv, deoarece consider că prin volumul respectiv judecătorul nu face față procesului, adică se grăbește, solemnitatea aceea nu mai este acea solemnitate care este prevăzută în lege. Când judecătorul duce procesul de-a fuga, acela nu-i proces. Cum se odihnește un judecător? Nina Rusu spune că atunci când era președintele Judecătoriei Hâncești își petrecea concediile în reparație. Odată aceasta încheiată, concediul tot și-l petrece la locul de muncă, lucrând asupra dosarelor. 3 ani în urmă am rămas la funcția de judecător. E mai ușor, deoarece concediul mi-l pot de acum să-l petrec în familie, parțial, deoarece cam 10-15 zile din concediu, noi, după ieșirea în concediu, trebuie să lucrăm pe materialele care au fost de acum pronunțate, cam cu 10-15 zile înainte trebuie să lucrăm pe materialele care avem de lucru în continuare, așa că, dar cum n-ar fi, ne mai odihnim din când în când. Judecătoria Hâncești a fost una din primele instanțe din țară care au implementat noile tehnologii de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Judecătoarea afirmă însă că munca ar fi și mai ușoară dacă s-ar ajusta și volumul de scris, care ia mult timp și implică costuri considerabile. Judecătoria Hâncești a fost pionier la implementarea programelor respective. Chiar au fost membrii Guvernului Statelor Unite care au declarat că noi am făcut o revoluție în Judecătoria Hâncești, ne-au susținut, au apreciat lucrul nostru. Eu cred că da, dar totodată vreau să cred că odată cu implementarea programelor respective mai puțin ar fi lucru în format de hârtie. Deci noi trebuie să trecem pasul respectiv și să trecem totuși la înregistrarea doar audio a procesului, fără a stoca atâta hârtie și fără lucru dublu care îl facem noi acum în ședințele de judecată. băiețel a fost lăsat fără îngrijirea părinților, printre altele mama pedagog, a fost lăsat fără îngrijire, a fost violat și după aceasta a orbit. Iată, acest caz a fost la noi în examinare. Eu am examinat, am avut în procedură decăderea mamei din drepturile părintești, care a fost pedagog și director de școală. Și am audiat copilul respectiv în ședință, dar l-am audiat în condiții speciale, adică în afara sălii de judecat. Și iată, acest lucru m-a marcat și m-a pus în situația să mă gândesc cum poate fi rezolvată problema respectivă. Munca de judecător afectează și sănătatea emoțională a exponenților acestei meserii, mai ales în ultimul timp, când există o presiune vizibilă din partea societății civile și a mass-mediei asupra sistemului judecătoresc. Unul primește mai ușor situația dată, altul mai complicat. Dar în linii generale eu socot că toți sunt afectați de volumul excesiv de mare de lucru, dar și în mod special de situația care s-a creat în ultimii ani în privința și asupra judecătorilor, de ceața asta care ne presează permanent, să nu vă fie cubanat și de mass-media care permanent ne face cu ou și oțet și nu întotdeauna justificat, deoarece în justiție sunt destul de mulți oameni corecți, modești, care își fac lucru cum trebuie. Nina Rusu spune că e posibil să fie eliminată corupția din sistem și că purificarea sistemului trebuie să înceapă de la fiecare judecător, adică judecătorul să-și stabilească sistemul de valori pe care îl impune în munca sa. Chiar nu mi-amintesc în practica mea de lucru ca cineva să îndrăznească să apropie cu careva propuneri urâte, ca să nu le spun altfel, de mine. La începutul lucrului se mai întâmpla și nu în sensul că îți propuneau careva bani sau alte lucruri nu prea frumoase, pentru că eu nu permiteam așa discuții. Dar cu vă rog, poate examinați dumneavoastră, vă rugăm că știm că examinați repede și corect, iată de felul ăsta, să mai apropia oamenii și întotdeauna i-am pus la respect în așa cazuri și oamenii de acum cunosc la cine și cum se poate de adresat. La mine nu se adresează cu propuneri de acest gen nimeni. Colegii judecătoarei confirmă că atitudinea corectă și onestă a Ninei Rusu este cartea sa de vizită. Doamnă foarte principială, poate uneori e exagerat de principială, extrem de corectă și asta aș vreau chiar să accentuez, că uneori poate chiar e peste măsură de comportament de a avea un comportament exagerat de corect, dacă putem spune așa ceva. Eu, la Judecătoria Hâncești, am activat ca judecător doar la Judecătoria Hâncești. Am început activitatea cu dumneei fiind președinte. A fost un conducător bun, sever, corect. Era toate lucrurile puse la locul lor. Am că albul e alb, negru e negru, lucru e lucru, odihnă e odihnă. Am întrebat judecătorii ce calități trebuie să aibă o persoană care dorește să devină judecător și la ce trebuie să se aștepte odată implicați în sistemul de drept. Să ajungă o persoană judecător, eu cred că trebuie să aibă mai întâi de toate o experiență bună de viață, fiindcă în opinia mea, nu e chiar corect să, fără a cunoaște viața, persoana să vie, să judece, să hotărască soarta la alte persoane care... Trebuie să aștepte la nopți nedormite, la volum mare de lucru, Dacă pot să lucreze fără să-și treacă prin suflet cauzele, atunci nu au ce căuta în justiție, deoarece asta e situația, trebuie, lucrând cu oamenii, trebuie să-i înțelegi. Și să percepi durerea lor ca o durere proprie. O persoană care intenționează să vină în funcție de judecător trebuie să se aștepte la ceea că este cu mult mai greu să fii judecător decât și-a putea el imagina. Ceea ce cât s-a gândit el că este greu, înmulțește încă la 100. La Judecătoria Botanică am întâlnit-o pe judecătoarea Viorica Puică. E deja de 12 ani în sistemul de drept și este un exemplu de obiectivism și profesionalism. Toți știu că performanța judecătorilor se măsoară prin profesionalism, dar și prin numărul de dosare pierdute la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Judecătoarea Puică nu are nicio cauză pierdută la Strasburg. Rolul unui judecător în societate este foarte important. Un judecător în societate trebuie să fie un exemplu pentru toți oamenii. Un judecător trebuie să fie unul din cei mai profesioniști juriști. Nu degeaba se spune că judecătorii sunt elita juriștilor. Trebuie să fie un om responsabil, integru moral, un om care are o cultură a independenței. Programul de muncă al judecătoarei este de multe ori diferit de cel afișat la intrarea în judecătorie. Chiar dacă instanța și începe activitatea la orele 8:30 dimineața, Viorica Puică vine la serviciu cu 2 ore mai devreme pentru a se pregăti de ședințele de judecată și pentru a studia dosarele. De cele mai multe ori sunt la serviciu cel târziu la orele 7 dimineața. Uneori mi se întâmplă și la 6 să fiu. Să știți că judecătorul nu are zile de odihnă în sensul plin al cuvântului. Judecătorul, aș putea spune că acum, după implementarea reformei judecătorești, sau Consiliul Superior al Magistraturii depune efort de împlinirea statelor de personal cu judecători, și atât, de exemplu, la Judecătoria Botanică, astăzi un judecător doar nu este în funcție, un loc nu este împlinit. Dar până acum 4-5 judecători nu erau în funcție și ceilalți judecători trebuiau să muncească pentru ceilalți 4-5. Și vă dați seama că judecătorul era nevoit să vină și sâmbătă și duminică la lucru, pentru că sunt termene pe care judecătorul, un judecător responsabil, tot timpul o să le îndeplinească. La fel marți, miercuri, joi, vineri. Deci în fiecare zi avem dosare, inclusiv vineri suntem de serviciu. Și iată, și dacă vă interesează și de săptămâna trecută, iată, exact același lucru. Și tot așa, și tot așa, până pe data de, sunt fixate pe 29 aprilie. Dar noi știm deja și pe 30 aprilie ce o să se întâmple, eu știu că eu sunt de serviciu. În legătură cu funcția mea am un regret, că nu le pot acorda atenție, nu am timp îndeajuns pentru familia mea, pentru soțul meu, pentru mama mea, pentru părinții soțului meu, pe care îi iubesc foarte mult. Dar mă strădui din răsputeri să fiu alături, măcar, de exemplu, eu sunt din raionul Cimeșlia și mă strădui peste 2 săptămâni să merg la mama, măcar 2-3 ore să fiu cu ea și să mă întorc înapoi, pentru că știu că duminică trebuie să plec la serviciul, că am un caz complicat, de exemplu, pe luni să mă pronunț sau să adopt o hotărâre, părțile așteaptă hotărârea. Judecătorii au și ei emoții și trăiesc deseori problemele oamenilor ajunși în instanță, spune judecătoarea. Studiile arată că afecțiunile emoționale de la locul de muncă influențează starea de sănătate a judecătorilor, de aceea vârsta de pensionare pentru un judecător este de 50 de ani. Și chiar dacă simbolul Femidei Deci zeița Femida, simbolul justiției, zeița Femida cu eșarfa legată la ochi ar presupune că judecătorul nu trebuie să cadă pradă emoțiilor, oricum judecătorii sunt afectați. Să știți că judecătorii trăiesc cu problemele oamenilor. Tot timpul te gândești cum să-ți se reușească să rezolvi mai bine, mai corect cazul acesta. Ca oamenii când vor ieși din sală, după ce le vei pronunța actul justiției, să spună, uite, aici mi s-a făcut dreptate, chiar dacă am pierdut procesul. Și este foarte greu. Sunt și cazuri emoționante. Și recunosc, cu greu uneori ne stăpânim. Judecătoarea Viorica Puică locuiește într-un apartament cu o singură odaie și merge la serviciu pe jos. Din activitatea de judecător nu poți să te îmbogățești, afirmă Viorica Puică. Având în vedere care sunt valorile care trebuie să-l domine în funcția sa, nu poate acest judecător să aibă așa o dorință, nu poate să apară o dorință la el ca să se îmbogățească material. Atitudinea obiectivă a judecătoarei și corectitudinea ei sunt calități cunoscute. De aceea consideră că nu au ajuns până la ea intenții de mituire sau influențare într-un proces de judecată. Eu în viața mea trăiesc un principiu. Ce nu-mi place mie să nu fac la alți oameni. Și mie nu mi-ar plăcea dacă aș fi o parte litigantă într-un proces să fie influențat judecătorul de cealaltă parte. Eu vreau să fiu corectă și vreau să dorm liniștită noaptea. Dumitru Visternicianu este membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Deși este un judecător renumit, nu se ascunde în mașini scumpe. El merge zilnic la serviciu pe jos. Nu are mașină și nici imobil de lux, locuind împreună cu familia într-un apartament modest. Este judecător deja de 33 de ani și susține că cea mai mare avere pe care a agonisit-o sunt copiii. Respectând tradiția de la colegii noștri de la Curtea Supremă de Justiție, mai prefer și la noi în familie, preferăm să ne deplasăm pe jos. Mai vezi ce se face prin prejur, te mai întâlnești cu cineva, mai schimbi o vorbă, fiindcă mai este încă o poziție pozitivă între acest sens, până ajunge la serviciu, de exemplu, mai meditezi asupra planului. La fel ca și ceilalți judecători, Dumitru Visternicianu crede că în sistemul judecătoresc activează mulți oameni onești și cu o moralitate ireproșabilă. Însă, din păcate, aceștia sunt adumbriți de câțiva judecători care, prin faptele lor, dovedesc că nu și-au locul în sistem. Pentru a schimba fața justiției, acești judecători continuă să facă zi de zi ceea ce știu ei mai bine, să facă dreptate așa cum scrie legea. Ne presează permanent, să nu vă fie cubanat și de mass media care permanent ne face cu ou și oțet și nu întotdeauna justificat, deoarece în justiție sunt destul de mulți oameni corecți, modești, care își fac lucru cum trebuie. Eu în viața mea trăiesc un principiu. Ce nu-mi place mie să nu fac la alți oameni. Și mie nu mi-ar plăcea, dacă aș fi o parte litigantă într-un proces, să fie influențat judecătorul de cealaltă parte. Eu vreau să fiu corectă și vreau să dorm liniștită noaptea.